Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Dragile mele, dragii mei, haideți să vedem ce energii sunt în acest weekend. Ce se poate întâmpla? O citire intuitivă cu cărți de oracol. Să vedem așadar cum va fi acest weekend. Wow, poate fi un weekend în care pot apărea și niște secrete, niște întârzieri, poate și legate de ce se mai întâmplă pe societate, ceva vă pune pe gânduri, dar voi vă veți ocupa poate mai mult de planurile voastre personale în acest weekend, vă duceți în vreo vizită, cineva vă așteaptă undeva, puteți avea o reușită într-o întâlnire. Haideți să vedem ce spun cărțile. E un weekend în care trebuie cumva să vă treziți la o realitate, pentru că aveți de-a face și cu niște persoane puțin superficiale. Pot fi persoane noi apărute în peisaj, mai tinere sau mai puțin tinere, dar ele pot fi puțin mai volubile, vorbărețe, care cumva nu prea au empatie, cum se spune. Da, le place doar să trăiască momentul, fără să pună poate prea mult suflet sau să nu le intereseze de ceilalți, ci doar de ele, pot fi mai egoiste. Apar noutăți în orice caz în acest weekend, deci așteptați-vă la o schimbare, la o trezire, la o realitate, acum depinde. Puteți afla și de o persoană care din cauza unei superficialități trece printr-un dezechilibru, printr-o neplăcere. Ceea ce știți voi, voi știți de niște bani, câștiguri, știți că aveți niște ambiții să aveți niște câștiguri, niște bani, dar mai știți și că sunteți puțin triste, supărate din cauza unor răutăți ale unor persoane pentru câștigurile voastre. Adică m-ar veni la serviciu, ai niște persoane care cumva se grăbesc, sunt prea grăbite să te enerveze, să te streseze pentru a câștiga ele niște bani, da, ele se comportă puțin prea agresiv față de voi sau nu le pasă de voi, cum ar veni, dar vă grăbesc să faceți ceva și pentru profitul, ca să crească profiturile, cum ar fi într-o firmă care, ca să crească profiturile, te grăbește să faci ceva, dar acest lucru nu aduce rezultat pe termen lung bun, ci doar pe moment și asta cumva te întristează că vezi aceste situații, că atunci sau care poate încearcă să te dribleze, cum se spune, să te păcălească într-un fel așa mai, să zic, mai agresivă, mai folosindu-se puțin de atuul lor, că sunt mai vechi, cum ar veni, sau chiar dacă sunt noi, cu tupeu, cum ar veni, ceva te deranjează, poate tu știi de tupeu cuiva, dar mai și știi că ai ambiția, credința, că lucrurile se vor rezolva, că vei primi bani, îți pot veni bani pe surpriză, sau îți dorești o surpriză, cum ar veni, poate și să primești un dar de la cineva, să te împaci cu cineva. Ce nu știi? Nu știi că poți afla de cineva, poți scăpa și de niște dușmani, de niște escroci, dar nici nu știi de unii dintre ei sau nu știi ce au făcut ei. Aici poate chiar a dus legat de moșteniri, legat de pagube, legat de un dol, legat de a îndulia pe cineva sau au păgubit pe cineva aici în care pot face niște... Cumva văd că pot, nu știi că vei scăpa de niște escroci. Pot pleca din viața ta niște escroci. Un escroc poate fi unul și același, adică el a fost pe mai multe planuri escroc, dar și sentimental, și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere al comportamentului, deci cumva pot scăpa sau pot fi chiar mai mulți, da? Pot fi chiar mai mulți, chiar la un nivel mai mare, cum ar veni, poți că auzi poate și că din firma ta pleacă un șef care era un escroc, spre exemplu, da, sau un coleg așa care era și-a făcut o avere într-un mod poate nejustificat. Poți afla și de un doliu al unui escroc, n-ar fi escroc, știi, nu știi, da, mai, poate fi la un stil mai mare sau mai mic, aici o să vedeți voi. Poate fi, e ca o karmă colectivă, aș putea să spun aici, a escrocilor. Deci asta nu știi tu, că niște escroci au o karmă, care cumva li se înfundă, cumva se curăță din viața ta. Acum, într-un fel sau altul, poate că îi pleacă în altă parte, poate că își schimbă, să zic așa, obiectivul, da? Cumva în felul acesta. Sau te desparți, nu știi că te vei despărți de un escroc. Ce ar trebui să știi? Să ai credință, să ai fidelitate, să nu crezi toate zvonurile sau să nu fii răutăcioasă. Îți vin vești, scrisori,
Ar trebui să știi că poate nu trebuie să te bazezi pe intuiție, trebuie să te bazezi pe persoanele care sunt prietenoase. Poți cunoaște pe cineva, avea un nou prieten, face o cucerire, dar s-ar putea, de aici poate că trebuie să fii, ar trebui să știi că trebuie să te bazezi și pe intuiție, dacă acea persoană îți poate fi un adevărat prieten sau e doar așa, ceva superficial. Pe casă în casă, așteaptă-te la daruri, la cadouri. Dacă ai un partener, acest partener este foarte drăguț cu tine, se poartă frumos cu tine, dacă ai un partener sau un prieten. Deci, pentru că tu, chiar dacă ai unul care nu te înțelegi cu el, vei avea un alt pe altcineva din familie, poate, sau o dintre cunoscuții tăi. În afara, poate, în jurul casei tale sunt niște petreceri, niște evenimente foarte interesante unde poți avea niște reușite, niște daruri. Poți primi o invitație să te duci undeva, la un eveniment, unde poți avea satisfacție, să-ți cumperi ceva frumos sau ai primit cadou frumos de la cineva. Pentru că ai aici motive de bucurie pe casă în casă, faci cumpărături sau partenerul îți face cumpărături, primești cadouri, deci te văd aici cu reușite pe casă în casă. Multă bucurie, niște afaceri reușite, niște vești bune, vizite plăcute, întâlniri plăcute, evenimente plăcute și în afara casei. Poate te duci la o biserică, poate te duci și la undeva unde să te recreezi, să te relaxezi. Poți avea o întâlnire și cu o haină de stat într-o instituție, poți avea un câștig de cauză chiar într-o instituție, poate exact cum am zis aici, că tu nu știi că vei scăpa de niște scroci. Pentru că îți vin niște vești bune care să te ajute, fie ca vârstnică, fie ca persoană matură, sau ca persoană care studiezi, înveți, îți pot veni vești în afara casei și legate de un contract, de un act, de un serviciu, de bani, ai protecție divină, poate și prin credință, poți face o vizită, se gândește cineva la tine, persoane matură se gândesc la tine, da, poți primi vești sau îți propun ceva, deci cumva te văd în afara casei cu o reușită sau chiar o poveste care se realizează între tine și o persoană care are aceeași energie ca a ta. Într-adevăr, că ia uite ce noroc poți avea în dragoste. Printr-un intelectual sau prin partenerul tău care l-ai, se gândește la tine, îți propune ceva. Îți vine vreo idee legată de casă, pentru casă, pentru întâlnirea cu partenerul, pentru să vă duceți undeva, să vă cumpărați o casă, să primiți o casă, nu știu, văd că aveți niște oportunități de daruri extraordinare în acest weekend, de vizite, de călătorii, de idei, de soluții. Veți lua o decizie potrivită pentru o afacere, pentru un drum, pentru o viață mai bună. Sau cineva se gândește la acest lucru și îți spune, dar să spunem așa, surpriza surprizelor, vei descoperi într-adevăr, dacă te rogi, vei scăpa de persoanele indezirabile, de false prietene, prieteni, de scroci, de hoți, vei dezlega vreși farmece, se sparge un ghinion, să zic așa, un necaz, scap, deci există o karmă negativă, aș putea să spun că e un weekend, dragile mele, dragii mei. Sunt niște portaluri, într-adevăr, că suntem uite, astăzi, suntem și în doi, a doua, și sunt niște portaluri în perioada asta, 3 zile înainte, 3 zile după, foarte puternice în univers, planetele sunt și într-un anumit fel aranjate, pe cer, poate țin niște zodii, în care să știți că este cei indezirabili, să spunem așa, cu energiile joase, vibrație joasă, maleficii, cum se spune, persoanele care sunt viciate sau de date răului, intrigante, nu știu, bârfitoare, răutăcioase, fără suflet, persoanele care sunt viclene, hoațe, să zic așa, nu prea vor avea, să zic așa, o viață bună în acest weekend, orică scăpați voi de ele, vă ridicați la un alt nivel încât în jurul vostru se face curățenie generală, să zic așa, încât nu mai sunt persoanele pe care voi nu le doriți în viața voastră. Ori plecați voi în altă parte, ori ele vor dispărea din viața voastră. Pentru că dau fie de necaz, fie nu se mai își dau seama că sunt prea vizibile ce fac și atunci se vor da la o parte. E ca și cum nu se pun cu persoanele care își dau seama că n-au nicio șansă la ele, că își dau seama că nu vor avea decât de pierdut. Da? Sau se rușinează, poate chiar te văd aici cad în genunchi și se roagă pentru că le dau de necaz. Au și ele cumva își dau seama că își pot pierde credibilitatea, își pot pierde ceva. Cam asta e din ce pot să spun, dragele mele, deci așteptați-vă la niște răsturnări, schimbări de situație fantastice în acest weekend, la niște oportunități incredibile.
de a scăpa de ceea ce nu vă este favorabil. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, vă mulțumesc că vizionați acest video, vă doresc să aveți un weekend minunat, binecuvântat oriunde ați fi, aveți grijă de voi, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți.